cu 2 ani ai debutat la prima reprezentativă, aveai doar 15 ani atunci. Ce s-a schimbat în tot acest timp? Cred că am început să mă maturizez și eu mai mult și ca persoană și în cariera mea de fotbalistă. Colegele de la echipa de senioare m-au ajutat să fiu mult mai matură și în teren și în viața de zi cu zi. Îți mai amintești ce ai simțit atunci când ai debutat? Emoție. Foarte multă emoție. Atunci ai primit vreun sfat de la colegele tale de care să-ți amintești și acum? Mi-a spus doar să joc cum știu eu mai bine. Să nu am nicio reținere și totul să vină de la sine. Cum ai ajuns să practici fotbalul și la ce vârstă ai început? Am început la vârsta de 8 ani jumătate. Cred că a fost și o influență, pentru că am 2 frați care au jucat fotbal și fiind singura fată în familie, am zis că de ce nu, să încerc și eu. Ce înseamnă pentru tine acest sport? Pot să spun că înseamnă totul, nu știu, fără fotbal nu cred că aș fi eu. Tinerele de vârsta ta sunt în momentul în care se pregătesc să-și aleagă drumul în viață. Ce te-ai fi văzut făcând altceva decât fotbal? Probabil că m-aș fi îndreptat spre cariera de modeling sau dansuri, de ce nu? Ai participat la campania de calificare pentru campionatul european, cel din Olanda. Din păcate am ratat calificarea în urma unor meciuri de baraj pe care nu le-am pierdut, culmea. Ce a lipsit naționalei României să meargă la turneul final? Eu cred că ne-a lipsit puțin mai multă experiență. Celelalte echipe au avut, cred că, mult mai multă experiență ca și noi. Ai avut șansa anul trecut, în toamnă, să joci împotriva Statelor Unite ale Americii, da, campioana mondială, chiar la ea acasă. Cum a fost întâlnirea cu Alex Morgan și cu colegele ei? A fost la fel o mare emoție, dar când am intrat pe teren am uitat de tot. Mi-a spus și antrenorul să intru și să joc cum știu eu mai bine și pur și simplu când am intrat în teren doar mi-am dat frâu emoțiilor și am început să joc. Ești superstițioasă? Poate. Calci mereu cu dreptul când intri pe teren sau da, ce? Da. Alte superstiții? Intru cu dreptul, îmi fac cruce, cam atâta. Ai un număr preferat pe tricou? Da, numărul 5. De ce? Pentru că consider că e primul număr care am jucat la națională și îmi place foarte mult. La ce meciuri de fotbal te uiți? Da, cred că la toate meciurile de fotbal. Tot ce ține legat de fotbal. Ce preferi, o comedie romantică sau un meci de fotbal? Ambele. Băieții merg la Cluj pentru meciul cu Danemarca. Ce mesaj ai pentru ei înaintea acestui meci important? Le doresc multă baftă și să dea tot ce e mai bun din ei la meciul cu Danemarca. Pentru că joci în linia defensivă, îmi permit să te întreb, să ne imaginăm că ai fi adversara lui Messi. Ce ai face să-l oprești, să marcheze? Nu l-aș lăsa să mă dribleze. 1 contra 1 aș pune foarte mult corpul și cred că l-aș putea lua la viteză. Ce așteptări ai de la turneul la care mergeți acum? Mă aștept să luăm un loc mult mai bun. Mă aștept ca noi, ca echipă, să ne depășim propriile limite. De ce nu să venim cu locul 1 acasă? Știu că suntem o echipă și o echipă foarte bună. Suntem un nucleu de jucătoare. Majoritatea jucăm la aceeași echipă, am mai jucat împreună. Și mă aștept să ajungem acolo și să-i dăm peste cap pe ceilalți de acolo de la turneu. În final, un mesaj pentru suporterii mai puțin familiarizați cu fotbalul feminin? Urmăriți fotbalul feminin și susțineți fotbalul feminin. O să vedeți că nu o să vă pară rău și, de ce nu, o să fie mult mai interesant decât fotbalul masculin.